Salutare toată lumea și să la un nou video Astăzi o vă dau câteva sfaturi cu care sper eu să vă ajut să ieșiți din server ca și suport Așa că apăsați pe butonul de like și abonați-vă dacă nu ați încă și hai să începem cu primul sfat Primul sfat pe care o să vă dau în acest video este să învățați să puneți ward mai bune De obicei când vă jucați bot pe la level 2-3 vreți să puneți ward în uh, Tree bash, în caz că sunteți la blue side sau în uh, river bash, nu știu cum se numește asta, în bash de pe river efectiv dacă sunteți la red side, nu prea contează. Dacă pușeați wave-ul, să la blue side, pușeați wave-ul așa frumos, cam până pe aici. O să vreți să puneți ward aici, pentru că junglerul când va face gank o să vină pe cea mai rapidă parte de obicei, da? Ca na, dacă vine pe aici, voi aveți tot timpul din lume să vă întoarceți, să-l bateți și, sau efectiv să scăpați, deci, da. O să vină de cele mai multe ori pe cea mai scurtă cale. Mai puteți să puneți un word aici unde moare scutlerul de obicei pe mijloc. Acest word este foarte bun pentru că vedeți în caz că se face dragonul, vedeți dacă vine la invade sau uh, dacă, nu știu, coboară junglerul la dragon. Din nou vedeți pe aici dacă coboară, dacă face scutlerul, vedeți o grămadă de chestii. Uh, dacă aveți timp... Încerca să puneți și aici worduri. Bineînțeles, ești blue side, pui un word aici agresiv. Dacă vrei, vreți worduri defensive, puneți aici de obicei control word sau aici control word. Mai puteți să puneți și în bușa asta un control word. dați să mai cumpăr control worduri. Din nou puteți să puneți și aici control word. Efectiv, încercați să luați cât mai multă viziune pe river și să vedeți intrările de la jungle-ul jungle vostru. Și dacă cam asta este faza. Aici pe top side, e aceeași chestie. Dacă aveți din nou timp puteți să puneți și orduri mai agresive, mai adânci, de exemplu aici sau la blue, respectiv Raptors și ori aici la red, ori aici. Vă recomand să îl puneți în bușul ăsta, pentru că este mult mai agresiv ăsta dar din nou, o să vă fie mult mai greu să puneți aici, pentru că trebuie să coliți, să faceți nebuneli. Deci din nou, luați cât mai multă viziune pe river și controlați river și așa o să dați ei la gankurile inamicilor și poți dați dinai la obiectivele pe care vor să le facă. Al doilea sfat pe care vi-l dau poate suna prostesc, dar căutați-vă un duo. Când vă jucați suport, de cele mai multe ori pierdeți meciurile pentru că nu aveți ce face, câștigați botul, dar pierdeți meciul pentru că celelalte terenuri fidează, intează cum vreți voi să spuneți. Și cel mai bine, vă căutați un duo care poate să care. Vă recomand să vă căutați un duo jungle și mid. De deci ce jungle și mid și nu a de carry sau chiar top? Ei bine, pentru că pe top este clar, este foarte departe de voi și de cele mai multe ori e nu prea are impact al supra meciului, adică poate și câștigă linia însă dacă se pierde 2 v 2 pe mid, meciul este aproape over, iar pe bot din nou vă câștigați linia, dar te pierde 2 v 2 pe mid, e over match-ul Ca să preveniți această chestie, vă luați un duo pe jungle mid și când faceți roam-uri, vă duceți pe mid, îl ajutați cu wave-ul, puteți să faceți roam și cu jungla, de exemplu, nu știu, sunteți top side cu jungla voastră, îl ajutați să iasă cu ul în caz că vine jungle-ul bateți 2v1, Intrați în jungla lui, puneți niște deep ward foarte frumoase și îi luați tot topside-ul. Deci e foarte eficient la roam-uri. Din nou, pe suport și pe tope foarte... Pe suport și pe tope... Adică și pe top e foarte greu să faci roam. Puteți să vă luați două și a de top, dar vă recomand în mare parte mid și jungle, cam uh, asta e recomandarea mea. În caz că nu aveți niciun prieten care să vă joace uh, duo, o să vă las un link în descriere de la serverul meu de Discord și serverul de la LOL uh, League of Legends România și vă găcotați acolo un duo în caz că aveți nevoie și hai să vedem al treilea sfat. Al treilea sfat pe care o să vi-l dau este să învățați să faceți roam. Foarte mulți dintre voi nu știți să faceți roam sau uh, nu faceți roam, sunt trei cazuri în care faceți roam, este un și un al patrulea caz, dar al patrulea caz nu o să-l faci, nu o să îl întâlniți mereu. Primul caz este să vă dați back, uite, vedeți wave-ul, să duce în turn, vă dați back frumos, ca băieții, Va luați oracle, vă luați oracle -ul să zicem și aici. Pentru că foarte mult nu știu când să stășea Oracle. Oracle, ul vi luați când terminați quest-ul pe item de suport. Eu nu pot să termin quest pentru că, nu știu, e baguit pe practice-ul, nu, -mi, nu mi reduce cooldown-ul cum trebuie, în fine. După ce vă faceți primul uh, tier la costul de suport, o să aveți ward vă luați Oracle-ul și vă duceți frumos pe la voi prin jungle. Vă recomand să începeți Oracle-ul pe aici, la bușul ăsta sau bușul ăsta. Pentru că de obicei aici o să vă aibă dinamicii ward-uri. În fine, mergeți așa frumos pe mid voi uitați pe aici, puneți un control de aici, așa frumos, ca băieții, bum bum bum. Dacă o luați pe aici, din nou puneți un ord aici, aici, vedeți aici viziune. Dacă puteți să ajungeți și aici, cele mai bine și ce înseamnă romul, adică ei viziune, presiune pe hartă, pentru că în cu când vede că vi să iei viziune, o să zică mamă vine să mă bată, vine să mă bată, dar voi doar luați worduri pentru că el oricum o să, dea, o să dea în spate. Cam asta e romul, băieți, nu este foarte complicat, efectiv luați viziune, în caz că e jungle inamic pe aici, nu vă riscați. Dați-vă un shield, dacă nu aveți shield, dați-vă mai în spate și vă dați un ping dacă vine echipa, dacă nu vine, vă dați efectiv în spate, puneți un word aici să zicem, mama dar nu am, stați că un ora oraclensă și așa. Puteți un uh, ward aici și vă vedeți de treaba voastră. Nu este nimic complicat. Uh, a doua situație, în momentul în care muriți. Din nou, este ca acela în care vă dați back. Deci încă muriți, așa ca ultimii slapi, asta este. Din nou, o să vedeți, veniți aici în bază, vă luați itemele și la fel, veniți să puneți warduri, babauri, cred că poduri, uri cu, cu counter warduri. Uh, puteți să vă faceți și pe top, aceeași chestie. Bum, 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 bum. Încă o situație, în momentul în care nu vă dați back, nu muriți, doar, uh, doar luați fraiul pe bot Adică dați wave-ul și îl țineți la in sub turn Nu-și dă nimeni back, nu-și dă suportul back, nu-și dă, nu dă adeciriu back Ce faceți în, situa în situația asta? Mergeți așa frumos, pentru că nu, nu mai veniți din bază acum Mergeți frumos pe aici uh, Vă recomand să puneți un control de aici sau acolo în caz uh, că sunteți la red side Unde pușeați de obicei puneți ward acolo și o pe River, dați un oracle lens pe aici, din nou puneți un word interesant aici, puneți un word aici Sau mergeți până aici, puneți un word defensiv, un word mai agresiv aici Efectiv, mergeți de pe bot până aici pe mid, cam asta e faza Dar în momentul în care pușați wave-ul, asigurați-vă că este dragonul up Dacă nu este dragonul up, nu prea aveți de ce să pușați wave-ul. Nu aveți atât de multe motive pentru a pușa wave-ul. Însă, în momentul în care e Dragon up, vreți să luați spray-ul pe bot și să puneți viziune, să-l luați. Cam asta e faza. Iar cel mai neîntâlnit caz, să zic așa, cel mai rar caz pentru a face roam, este atunci când pierdeți 2 2 pe bot. Să zicem că te joci, nu știu, Ezreal cu Karma și în Draven 3. clar o să pierdeți wave, uh, wave O să pierdeți lane-ul pe bot. În momentul în care pierdeți lane-ul pe bot, de cele mai ori o să fiți la, ei, uh, la voi sub turn sau o să vă facă freeze. În oricare situație, abandonați botul, nu aveți ce să faceți pe bot, doar o să muriți din, în continuu, în continuu. O să vedea dai să facă o grămadă de nebunii în amicii. Vă duceți pe top, din nou puneți warduri, frumos. Dar de data asta o să, o să, fie mai multă presiune pe bot. Dacă e mai multă presiune pe bot și vedeți că jungle mic, o să vrea să facă dive -uri puteți să luați viziune și mai adâncă. Puteți să vă duceți chiar până aici să luați viziune. Cam astea sunt situațiile. Al patrulea sfat pe care o să vi-l dau în acest video este să învățați să dați mai multe pinguri și să dați un ping foarte eficient. Până și eu uit să dau anumite pinguri când vreau să fac anumite play cu echipa și tot felul de nebuneli. Efectiv, apăsați pe V sau apăsați alătă sau parcă mergea și câtălă și câtălă. Aveți trei taste pe care puteți să dați pinguri. Dacă nu știți, sunt patru pinguri în jocul ăsta. Mai e și un alt cincilea ping, o să vi-l arăt imediat. Dar, în general, astea patru, pentru că na, astea patru o să le folosiți în general. Și, na, dangerul, dacă este cineva nebun, on my way să îi spui cu echipierul că vii să-l ajuti assist mi să te ajute el pe tine și missing în caz că nu știi unde este inimic uh, mai e și pingul ăsta albastru, da, pingul albastru, sincer, nu e așa de important, e mai mult să dai target, în, însă astea patru sunt cele esențiale. Al cincilea ping esențial, nu este, nu-l puteți să-l pun, nu puteți, adică dacă nu v-ați făcut setarea, nu puteți să-l folosiți pentru a vă folosi. Vă duceți aici în setări, hotkeys, communication și o să aveți area is worded ping. Acesta cred că e cel mai important ping pe care le puteți folosi în League of Legends. Puneți-l, eu l-am pe tâp, puneți-l pe ce tastă vreți voi și în momentul în care apăsați tasta aia o să vă arate chestia asta. De deci ce este foarte eficient? e bine pentru că de obicei oamenii care nu știu de ping o să se dea așa, o să zică bă e ceva acolo, dar aici se referă că este un word acolo. Și, să, și efectiv îți bagi top în, spe în, sperieți. Se cacă pe el de frică. O să zică, leu vine la gang, vine la gang. Dar nu frate, e efectiv un word, calmează-te men. Așa că apăsați pe word-ul ăsta, pe ping-ul ăsta și ziceți, păi frate, e un word acolo, du-te și el. A, ok men, o să mă să-l iau. Cam, cam asta e faza. Vă, vă, garantez că o să câștigați mult mai multe meciuri dacă comunicați mai bine cu echipa. Nu trebuie să scrieți pe chat. Deci, efectiv, folosiți ping-uri. Dacă scrieți pe chat, ați pierdut. Azi, până și o secundă, o secundă inutil folosită degeaba, este o secundă care vă poate costa meciul. Deci, dați pingurile frumos, așa ca băieții, nu le spamați, pentru că dacă le spamați o să se enerveze cu echipierii voastre și luați-le așa, 1, 2 și cam asta se faza. Ai cu următorul sfat. Al cincilea sfat pe care o să văd în acest video, poate nu o să fiți de acord cu mine, dar vă zic eu că de ce mai multe ori o să fie ca mine, când puneți control orduri în tribașuri, Vă rog, puneți-le în partea voastră de hard. Dacă ești blue side, și vrei să pui controlul în bușul ăsta? Te rog, frate, pune-l aici pe ciupercoasă. Ai o ciuperca aici. În caz că nu o vezi, efectiv, pune-l aici, lipide partea asta de hartă, de zid. De ce? Pentru că inamicul când vine să dea controlul ăsta, o să pună word de obicei ca să-l Și omul meu se sa se joacă Morgana. Dacă se joacă Morgana, va trebui să se ducă cam până pe aici să dea controlul ăla. Să se ducă foarte aproape. Cam până pe aici, cred, nu știu, ceva de genul. Și dacă îl pui aici pe mijloc, ea va trebui să stea undeva pe aici. Diferența poate nu e foarte mare, dar vă zic că e extrem de mare și nu mai în bușul ăsta, în orice buș pe care îl întâlniți în această hartă, pe această hartă, în orice tribuș, din nou, aici, în partea voastră de hartă, aici, dacă sunteți red side sau aici, dacă sunteți blue side, efectiv, oameni buni, puneți-vă control -urile... În așa fel încât să le puteți apăra și să le fie foarte greu în să vină la voi Dacă ești red side, aici frate meu Aici blue side din nou, îl pui aici jos Primești puțin mai puțină viziune, dar din nou ai control Ai control în bușul ăsta, bușurile astea sunt cele mai mari din joc, da? Deci de acord cu mine că sunt cele mai mari din joc Și ele fiind cele mai mari din joc, totul să primești destulă viziune încât să vezi din amici. Dar dacă îl pui viziunea în așa fel încât inamice să o iai imediat este absolut zero. Pentru că o să primești câteva secunde, în schimb poți să primești chiar minute dacă îl pui în zona ta de hartă, control board -ul. Deci puneți control mai bine în tribu și vă mulțumesc. Așa să și ultimul sfat pe care o să vi-l dau în acest video este să controlați cele trei bușuri de pe bot. Ce înseamnă să le controlezi? Ei bine, să vă duceți ca suport, să vă duceți în bușul din mijloc. De ce în bușul din mijloc? Pentru că aici Puteți să controlați wave-ul Adică Să zicem că este un dinamic în wave de minioni Voi vă duceți frumos, vă dați un basic și vă dați înapoi În momentul în care atacați un dinamic To wave de minioni sau minionii care sunt în range, să vă arăt, minionii care sunt în range, o să vină spre voi, vedeți? Au o chestia deasupra capului, o să vină spre mine, până când o să aibă alt target. De ce vine spre tine? Pentru că dai agro la minioni, pentru că dai în campioni inamic, cam așa funcționează. În momentul în care dai în campioni inamici, pe lângă mine, ei o să vă atace. Puteți să influențați foarte ușor wave-ul, îl țineți la mijloc, așa îl dați mai în spate. Mai puteți să dați și foc foarte ușor, pentru că vă frumos, dați așa. Nu folosiți de, de la minioni. In amici o să trebuiască să dea predict unde sunteți în busi Dați de așa un basic, nu știu de ce de asta mine A e, dai un basic, mai de o abilitate, te duci dinapoi în buși, faci o drama de caterinci Poți să pui și viziune, vă recomand să puneți viziune pe bot Mai ales în uh, bușurile astea mai îndepărtate în caz că sunteți pușați. În cea mai mare parte din cazuri, o să vreți să vă stați în nici în uh, însă aveți grijă în match up agresive, că dacă vine un trash sau un blitz sau un pike să dea în voi, efectiv vă dați în spate așa frumos, vă dați un shield sau vă dați un movement speed dacă aveți, dacă nu vă dați efectiv în spate și da, cam asta e faza. Uh, puteți fi foarte, foarte defensiv cu această poziție sau foarte agresiv. Depinde de pre-style-ul vostru. Și, din nou, vă duceți în afară din buș dați un basic, mai dați o abilitate din bush sau vă dați, vă dați puțin mai în față și dați foarte mult damage. Inamicii nu prea poate să răspundă și wave-ul din nou poate să fie influențat de voi sau puteți să nu vă luați damage de la wave. O recomand foarte, foarte mult acest bush și... Spor la urcat. Bun băie, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like și dacă v-am ajutat, apăsați pe butonul de subscribe. O să vă răspund la toate comentariile dacă aveți întrebări sau vreți să mai spuneți câte ceva, mai aveți ceva de adăugat și până data viitoare vă urez mai bine, bye bye!